Hai să vedem puțin, vă propun și le propunem telespectatorilor, să vedem cum se raportează și un american care este în România, cum se raportează la ceea ce se întâmplă la această oră în Statele Unite. O să îl cunoașteți și o să îl cunoaștem pe Jordan Watson, care este basketbalist american stabilit în România de foarte mult timp deja, de atât de mult timp încât a primit la un moment dat pașaport românesc și chiar a reprezentat România, Naționala de Basket a României, în competițiile în care joacă și Naționala de Basket a României. O să continuăm discuția în limba engleză, tocmai pentru a nu-l pune în dificultate pe Jordan la această oră. Jordan, thank you very much. Mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Mulțumesc de invitație. În primul rând, cum priviți ce se întâmplă acum în SUA și la ce vă așteptați de la votul pe care l-ați exprimat zilele acestea? În primul rând, mă uit în direct pe internet. Noapte, acum în America, vorbesc cu mulți prieteni și familie despre diverse idei, despre ce cred. Acum cred că se pare că Donald Trump va câștiga. E bine și rău, pentru că se întâmplă așa de multe în America și în lume. He can do some good things for the economy. Poate să facă lucruri bune pentru economie, dar sunt mult mai multe de făcut, sunt multe care se întâmplă în lume și la nivel personal cu oamenii. Iar acum este, iar acestea sunt mai importante decât economia. Deci, ce credeți că a fost important în aceste alegeri pentru oameni, separat de ceea ce ne așteptăm aici în România din punct de vedere geopolitic? Pentru americani, care sunt principalele probleme, situații care au făcut ca Donald Trump să câștige un al doilea mandat? Cred că e vorba despre economie. Inflația este foarte mare, iar oamenilor le este greu să-și plătească chiria, să cumpere mâncare. Probabil va ajuta în această privință. Cred că bursa și bursa și de asemenea economia va crește. Pe asta contăm cel mai mult. Trăiți acum în România, sunteți în Craiova. Vă gândiți să vă întoarceți acasă la un moment dat sau să luați, să reluați legătura cu SUA? Cum vedeți viața din Europa comparativ cu ceea ce simțiți când vă întoarceți acasă? Uneori să trăiești în Europa înseamnă să fie o viață mai calm. Deci e mai calm decât America. America este foarte scumpă acum. Ai multe curse și războaie care divizează oamenii, dar e calm. Acolo sunt părinții, prietenii, familia. Cred că e frumos că am șansa să călătoresc în lume. Mă învață să fiu umil și să duc experiențe interesante cu mine acasă. E plăcut să merg acasă, dar ai de-a face și cu lucrurile care sunt grele în America. Vorbim mult, mai ales în Europa, despre visul american și ce este acest vis american pentru europeni. Să te duci în America, să trăiești acolo și poate să lucrezi, țara tuturor posibilităților. Ce credeți despre visul american? Visul american pentru dumneavoastră acum, dacă vă uitați acum la ce se întâmplă în Statele Unite, cum arată? Visul american este să fii pe un teren în care există multe oportunități. Ai impresia că poți, dacă vrei să faci ceva, ai oportunități. Dacă vrei să începi o meserie, poți să începi. Dacă vrei să conduci Uber, poți să o faci. Sunt oportunități acolo, dar în calitate de american de culoare, lucrurile nu sunt așa de ușoare.
Și cred că de aceea America este așa de divizată. Uneori oamenii votează pentru Harris, iar alții pentru Donald Trump. Diviziunea nu este bună, dar sper că lucrurile vor evolua și nu vom mai avea de-a face cu așa ceva prea mult. Simțiți că dacă rezultatele vor fi aceleași ca cele prezentate acum, Trump câștigător? Credeți că problema rasială despre care vorbeați va fi rezolvată în vreun fel sau chiar se va înrăutăți? Nu se știe niciodată cu Trump în ceea ce privește partea rasială, pentru că s-a îndreptat pentru a câștiga voturi și în această parte. Sper că nu o să facă, să nu-și ducă la bun sfârșit cuvintele pe care le spune. Ceea ce spune și vrea să facă nu este tocmai bine. În ceea ce privește poliția să n-aibă niciun fel de restricție, pentru că din nou vorbim de diviziune a puterii. Vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea. Mulțumim, Jordan, pentru că ați fost alături de noi. Mr. Watsonescu, așa cum este cunoscut Jordan Watson în România, pentru că, așa cum spuneam, joacă de foarte mult timp în România, este stabilit, de fapt, în România și mulțumim că a fost alături de noi.